Dar nu mai zice, bă. Hai, gata, vă pup. Eu voleam tu fată bună, știi, și tu ne-am potrivit. Eu frumos și tu frumoasă, îți dai seama și ce copii. Unde vrei acolo mergem, te duc și în Abu Dhabi. M-ați tot spamat în ultimul timp să fac o reacție la Inisebi, să fac un clip cu greșeli într-o piesă de-a lui Inisebi. Așa că am venit cu greșeli în două piese de-ale lui, Cod Roșu și Abu Dhabi. Dar cine este acest Inisebi? Jata humea to mujhe tu jaane de, kyun pareshaan hai. Pentru cei care nu-l știu, Inisebi e un newcomer din scena trap-ului din Buzău, de-aia unii și aseamănă stilul cu cel al lui Abi. Într-un timp destul de scurt și-a făcut un fanbase măricel și odată cu el au început să crească view-urile. Dar odată cu astea au apărut și oamenii care nu-l suportă, ba se iau de sprâncenele lui. Ba zic are fane de 12 ani, ceea ce toată se adeverește, doar că nu poate controla el asta. În fine, eu azi o să vorbesc despre greșeli și observații în legătură cu piesele lui. Așa că să trecem direct la treabă. Și un small reminder înainte de toate, dați subscribe la canal, apăsați acolo. Pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. Eu golant o fată bună, știi, și tu ne-am potrivit. Puțin spus doar păcate, toate la cafea la mine îi place. Mulți când ați ascultat intro-ul de la piesa asta, ați crezut că așa o să fie toată melodia. O instrumentală tarabană hit 2015. Dar nu, ăsta a fost doar intro-ul melodiei. Și se pare că e atât de ritmat încât până și Inisebi dansează pe ea. Adică uitați-vă și voi cum intră în magazinul ăsta. Mai are puțin și dansează. Ce sunt astea? Șuste? Adică așa intră o persoană normală în magazin? Și așa intră Inisebi în magazine. Hei! Bă, la copiilor! Ce faceți, băi? Băi, căpușilor! Ah, thank you, pleasure, nu? Încep să cred că Inisebi are o problemă serioasă cu frigul. A venit iarna și văd că își freacă mâinile alea în fiecare clip. Cred că a devenit un tic pentru el. O face în piese și o face și în TikTok-uri, involuntar. În clipul ăsta, când l-a pus cipirau la flotări, primul lucru pe care l-a dat să-l facă a fost să își frece mâinile. Și în Abu Dhabi, iar își freacă mâinile. Videoclipul e bine filmat, calitate bună, dar deranjează la ochi faptul că nu a fost filmat în 24 de FPS-uri, care e standardul pentru lucrul ăla mai cinematic, adică totul se mișcă prea live action și nu dă bine deloc pentru un videoclip muzical. Acum Inisebi se bagă în cabina de probă să se schimbe pentru videoclip. Și nu poate să aibă și el un moment de intimitate că stă Georgescu și l-așteaptă la un metru distanță. Adică uitați-vă și voi la Inisebi cum dă perdeaua și dă de Georgescu. Hai, unde e? Mă, lasă-mă, tăte! În gura, învățe, lasă-mă, că mă cacă, mă doare stomacul! Dar înțeleg că ăsta a fost un fel de product placement cu hanoracul ăla. Dar de ce se îmbracă cu hanoracul și după tot clipul apare într-o cu totul alt hanorac negru? Cred că a avut screen time 2-3 secunde primul hanorac. Și după aia, ce credeți? Se așează pe scaun la o vorbă cu Georgescu, tot în bluza aia galbenă. Alea problemele, Inisebi târfovile combin pe toate. Îulo, ce urât vorbește băiatul ăsta. A zis cumva cuvântul cu T? Inisebi târfovile. Dar se cam contrazice Inisebi, parcă nu-i plăcea să înjure sau să vorbească urât. Frate, nu-mi place să înjur, nu-mi place să așa. Să vă dau la mult. Să-mi bag pula, dacă eu eram să-mi bag pula, că ești băga mea și... Dar da, pe piese, din câte am observat, nu înjură. Inisebi ne spune cu alte cuvinte că el e bărbat bine, multe femei le transformă și palea loiale în neloiale. El dă și exemplu, s-a tatuat gagică ta pe antebraț cu INI, numele lui de scenă. Sună bine ce zice el, doar că Inisebi nu prea știe care e antebrațul. Zice de antebraț și arată spre biceps. Ăsta e antebrațul. Dar ca să înțelegeți mai bine care e antebrațul, vă mai amintiți meme-ul cu șu. Vă arată băieții ăștia aici clar care e antebrațul. Și Instagram-ul îți place Inisebi, dar și țanca uraganul. Îți place Inisebi, dar și țanca uraganul.
și încep să cred că versul ăsta este pentru Shelly, pentru că aparent lui Shelly îi place Inisebi și îi place și Țanca Uraganul, dacă vă mai amintiți episodul cu Shelly și Țanca de la începutul anului. Dacă tot suntem la capitolul versuri, e o mare problemă aici, cel puțin în piesa asta Cod Roșu, bă, sunt prea repetitive. Se repetă strofa de la refren de prea multe ori încât devine evident. Femei mă vor de bărbat, vor și inele și femei mă vor de bărbat, vor, mă vor de bărbat, vor și inele și copii. Femei mă vor de bărbat, vor și inele și copii. Nu știu dacă au făcut-o intenționat ca să aibă piesa peste 3 minute sau pur și simplu așa au gândit ei track-ul. Ca să vă faceți o idee, o să vă pun aici o imagine prin care separ strofa care se repetă de nenumărate ori de cealaltă parte unde se află restul versurilor din melodie. După cum vedeți și voi, a făcut abuz de strofa aia. Iar în legătură cu sound-ul lui, câteodată e prea sus pentru cât poate duce vocea lui, zgrie puțin când ia notele cu autotune, dar asta se poate rezolva ușor dacă își alege beat-urile într-un key care îl avantajează, sau producerul poate să dea pitch down puțin la beat ca Inisebi să poată cânta mai jos. Și cred că ar suna mult mai bine. Aici au neglijat puțin băieții cadrul ăsta pentru că se vede destul de bine aici că e o cameră și un microfon defocalizat. Despre următoarea piesă intitulată Abu Dhabi nu prea sunt multe de zis. Mi-a tot scris că piesa e copiată după Family Affair. Am venit să fac o piesă că m-am îndrăgostit, nu știu. Dar aici nu e cazul pentru că e doar un sample piciuit, sample folosit și de alți artiști contemporani. 10-9, 10-9, iar pasă cine ești, eu vreau doar tu să fie a mea. Ce-ai făcut fatul din mine? Aici Inisebi vorbește la telefon, iar peste câteva secunde vorbește la alt telefon, cu altă husă, aflându-se în același pat, cu aceleași petale. Și m-a întrebat frate meu ce-am de mă comport așa, i-am zis că mă îndrăgost. You naughty naughty, you teasing me, you naughty naughty. Îmi place că aici tovarășul lui Petre îl ceartă pentru că e mare simp, dar Inisebi e atât de afectat încât îl buvnește râsul pe filmare. Abia se mai abținea. Păi unde suntem aici, mă, băgamei și pula neamul vostru? Culcat. Culcat! Vreau să te simți bine, să nu mai fi folosit. Observ că el și cu echipa lui au gândit foarte bine să marketeze faptul că a prins la fete. Așa că a făcut piesa asta în care arată cât de suportiv e el cu fetele și de-aia și prins. E o mișcare foarte bună, eu nu sunt în targetul lui la public, adică îi înțeleg nișa, dar eu sunt mai mult pe wave-ul celălalt cu băieții din generație cu mine, așa că nu pot să dau un verdict dacă piesele lui sunt bune sau proaste. Nu știu, spuneți-mi voi ce părere aveți în comentarii, pot doar să vă spun că se găsesc greșeli și în piesele lui, după cum ați văzut și voi. Ăsta a fost clipul cu greșeli în piesele lui Inisebi, să-mi scrieți în comentarii ce greșeli am ratat, dacă mi-a scăpat ceva și dacă vreți să aflați care e faza cu omul ăla care strigă culcat. Culcat! Și de unde a plecat totul, am pus pe canalul secundar un clip în care explic mimul. Vă las link în descriere. Ce-i zoșare?